Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Victoria și astăzi vă invit să tricotăm împreună acest cardigan. Am combinat tricotul cu croșetul și am obținut acest rezultat, de care sunt foarte mulțumită. Singurul lucru la acest tutorial îi lipsește prima parte unde montez eu ochiurile. Am stat în dubii să postez acest tutorial sau nu, însă m-am gândit că la montarea ochiurilor nu aveți nevoie de prea multe explicații și vă descurcați și singuri. De ce? Voi spune cum am lucrat eu, ce fire am folosit și tehnica de lucru, iar apoi veți primi pe parcurs toate informațiile necesare. Deci, cardiganul este lucrat de jos în sus, cu ragla. Am lucrat mai întâi corpul cardiganului cu rânduri dus întors până la sub braț. Apoi am montat ochiurile pe andreele pentru șosete și am lucrat manșeta mânicii, iar apoi am trecut la andreele circulare cu lens scurtă și am lucrat mânicile până la lungimea dorită. Apoi am unit mânicile cu corpul cardiganului și am lucrat răglanul de jos în sus, scăzând totodată și la decolteu. La final am croșetat bordura cu evantaie și am obținut acest rezultat. Inițial am lucrat și butoniere, cheutori, însă mie nu-mi place cum se așează și îl voi purta fără. Deci dacă vă hotărâți să lucrați cu butoniere, atunci mai degrabă ați lucra butonierele în aceste orificii, da? Le faceți mai mărișoare la evantaie sau nu lucrați butonierele deloc și veți purta cardiganul pur și simplu așa deschiat, ca și mine. Cardiganul are doar cusături, cusătura invizibilă la sub braț. În rest nu are nicio cusătură, e tot de întregul, mânicile la fel sunt lucrate, v-am spus, circular. Bordura croșetată nu am o schemă anume pentru că este ceva modificat. Eu am făcut mai multe încercări, veți vedea în acest tutorial. Însă vă voi explica la câte ochiuri fac eu evantaiul, cum calculăm noi și cum începem evantaiile ca să fie simetric atât pe o parte cât și pe cealaltă parte. Și imediat vă spun și dimensiunile. Firme a intrat 300 de grame de merino plus chid mohair, da, un fir foarte subțire la con, dar nu știu sigur cât mi-a intrat, deci conul l-am mai mare și nu am calculat. Deci din 300 de grame mi-a rămas cam atâta fir de merino. Merino era 200 de metri în 50 de grame și am lucrat firul 1 plus acest chid mohair. Am început cardiganul pe 220 de ochiuri și am lucrat în sus elasticul, l-am lucrat cu un număr la andreele mai mic, 3,5, apoi am trecut la 4,5. La fel am procedat și la manșete, am început manșetele cu andreele pentru șosete cu 3,5, apoi v-am spus am înmulțit ochiurile necesare și am lucrat în sus. Pentru bordură am folosit croșeta număr 2. Mai aveți nevoie și de un ac pentru tricotaj, pentru a coase aici la sub braț și andreelele, bineînțeles, cu lesă lungă, care am lucrat eu de 4,5. Imediat vă spun și dimensiunile, cât are în lățime, cât are mânicile în lungime și toate cele necesare. Așa, circumferința bustului. Am 54 cm. Lungimea mânicii de la sub braț am 43 cm. Lungimea mânicii de la baza gâtului
fără evantai, am 68 cm. Cardiganul în lungime, din cât e măsurat și eu, are 60 cm. Da? Mânica în lățime, circumferența mânicii. Deci în lățime am 18, iar mie 36. Așa. Dacă vă hotărâți ca să faceți cardigan fără evantai, ci pur și simplu cu marginea elasticului în fața unui chiedos, atunci mai adăugați 5 sau 8 ochiuri, 6 sau 8 ochiuri în funcție de ce lățime vă doriți să fie această margine. V-am spus, răglanul este de jos în sus și este foarte ușor de lucrat. Pur și simplu aveți nevoie doar de puțină atenție și răbdare. Așa, montați 220 de ochiuri, lucrați elasticul cât de lat vă doriți. Eu am lucrat 7 cm, iar dacă lucrați butonierele sau nu, decideți singure, da? Deci, următoarea explicație este aici unde încep noi modelul și, bineînțeles, toate numărătorile și calculele necesare. Am lucrat 22 de rânduri elastic. Acum voi trece la rândurile mai groase. În centimetri am vreo 7 cm și jumătate de elastic. Așa, aici este butoniera mea. Arată destul de bine. Aproape este invizibil. Deci, va trebui să trecem la rândurile mai groase și totodată spunem marcatoare pentru a stabili unde vom lucra modelul. Așa, eu am făcut un mic desen dacă cardiganul nostru va fi așa. Deci, va trebui să avem model aici în față și partea dreaptă, partea stângă și partea dreaptă. Așa. Am făcut aici un desen și mi-am notat câte ochiuri voi lucra pe față. Am stabilit că voi lucra 5 ochiuri, inclusiv și ochiuri de margini, adică va fi ochi de margini plus 4 ochiuri încă. În total 5 ochiuri. Apoi, după acele 5 ochiuri, voi lucra doar un ochi pe dos. Înainte de acest model de 5 ochiuri, deci un ochi pe dos, 5 ochiuri acest model ajurat, apoi 2 ochiuri pe dos și 13 ochiuri coada de pe un modelul. Iarăși 2 ochiuri pe dos, 5 ochiuri modelul ajurat din 5 ochiuri și am încercuit aici un ochi, ochi pe dos. Și cred că nu îl voi lucra, îl voi lucra ochiuri pe față, da? Nu vom mai lucra ochi pe dos după acest model. În total sunt 33 de ochiuri. La fel vom proceda și partea dreaptă, adică 5 ochiuri vor fi lucrate pe față. Ochi pe margini plus 4 ochiuri pe față. Apoi, un ochi pe dos, 5 ochiuri. Această linie ajurată, apoi 2 ochiuri pe dos, iarăși 13 ochiuri, coada de pe un, 13, 2 ochiuri pe dos, 5 ochiuri, model ajurat și în total vor fi 33 de ochiuri. Așa. Și vom pune doar marcator după cele 33 de ochiuri. Deci eu iau rândurile mai mari și voi lucra așa cum mi arată mie în tabelă făcut de mine, da? 5 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, da? Și un ochi pe dos, iarăși 5 ochiuri pe față,
1, 2, 3, 4, 5, așa, 2 ochiuri pe dos, 1, 2, 13 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 ochiuri pe dos. 1, 2, 5 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5 și punem marcator. De acum încolo, celelalte ochiuri se vor lucra pe față, iar noi vom număra aici 33 de ochiuri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 și mai punem un marcator. Lucrăm ochiurile pe față până ajungem la marcator și după marcator vom lucra iar și ochiurile de la dreapta spre stânga, după cum am făcut noi aici în tabel. Așa, am ajuns la marcator, iar acum, din dreapta spre stânga, vom lucra 5 ochiuri pe față, 2, 3, 4, 5, 2 ochiuri pe dos, 1, 2, 13 ochiuri pe față, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 ochiuri pe dos, iarăși 5 ochiuri pe față pentru model majorat în 2, 3, 4, 5, 1 ochi pe dos și 5 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4 și ochii de margine, 5. Întoarcem lucrul pe dos și lucrăm ochiurile așa cum vin. Aici ochiurile pe dos, pe dos, cele pe față, pe față, după marcator toate ochiurile pe dos, iarăși până ajungem la marcator. Când am ajuns la marcator, iarăși toate ochiurile care sunt pe dos, pe dos, iarăși cele pe față, pe față, da? La următorul rând vom începe lucrul să lucrăm după schemă și vă arăt primul rând cum se lucrează, după care veți lucra de sinistătător. Așa. Acum este primul rând cu model. Primele 5 ochiuri sunt fără model, sunt ochiuri pe față. Lucrăm 2, 3, 4, 5. Avem un ochi pe dos și apoi 5 ochiuri cu model, da? Linia asta ajurată de 5 ochiuri. Și vom lucra astfel. Așa am pus modelul în față ca să ne fie mai ușor să vedem modelul. Deci nu lucrăm după schemă, deoarece în schemă este arătat doar acest model, aceste două linii nu. Acum avem o scădere de două ochiuri spre dreapta, deci îndreptăm ochiurile și luăm la un loc spre dreapta, lucrăm un jetieu, ochi pe față, jetieu și două ochiuri la un loc spre stânga. Asta este modelul, care se repetă odată la patru rânduri. Iarăși avem două ochiuri pe dos. Și acum începem modelul coadă de păun. Hai să vedem cum este lucrat. Am mai explicat și în tutorialul anterior. Deci se repetă odată la patru rânduri. Și la început avem o scădere de patru ochiuri. Și la sfârșit, da? Iarăși scădere de patru ochiuri.
Din aceste două scăderi reducem 6 ochiuri, da? Deci 4 ochiuri luate la un loc, rămânem cu un ochi, iar așa aici 4 ochiuri la un loc, rămânem cu un ochi. Deci noi din model reducem 6 ochiuri și aceste 6 ochiuri se vor adăuga prin jeteuri. Avem 6 jeteuri și între aceste jeteuri avem 5 ochiuri pe față. Deci luăm 4 ochiuri la un loc spre stânga. Jeteu, ochi pe față o dată, jeteu, ochi pe față a doua oară, jeteu, ochi pe față, 3, 4, 5 și al șaselea avem doar ochi pe față, doar avem jeteu, da? Pentru că v-am spus, avem 5 ochiuri între ele, între aceste jeteuri. Și acum vom lua 4 ochiuri la un loc spre dreapta, iar și îndreptăm ochiurile. Și le luăm la un loc spre dreapta. Uite așa. Lucrăm două ochiuri pe dos. Și iarăși avem modelul 5 ochiuri. Avem o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Le îndreptăm și luăm 2 ochiuri la un loc. Jeteu, ochi pe față, jeteu și 2 ochiuri la un loc spre stânga. Asta este modelul. Modelul cu adipă 1 este aici. Și astfel vom lucra atât această dungă, această linie ajurată, cât și coada pe un loc, odată la 4 rânduri, da? Cum arată și în schemă. Lucrăm după marcator toate ochiurile pe față. Când ajungem la marcator, lucrăm și acolo ochiurile. Și apoi veți lucra singuri. Așa. Am ajuns iarăși la marcator și după marcator, v-am spus, nu mai avem ochi pe dos. Avem iarăși 5 ochiuri pe față pentru această linie ajurată. Întoarcem ochiurile, 2 ochiuri și luăm la un loc spre dreapta. Avem jeteu, ochi pe față, jeteu, 2 ochiuri la un loc spre stânga. 2 ochiuri pe dos și acum lucrăm modelul coada de pe un, care se lucrează astfel. Prima scădere este de 4 ochiuri la un loc spre stânga, 4 ochiuri la un loc și 6 jeteuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum avem 4 ochiuri și le vom lua la un loc spre dreapta, îndreptăm ochiurile și le luăm la un loc spre dreapta. 2 ochiuri pe dos, iar și modelul de 5 ochiuri. 2 ochiuri la un loc spre dreapta, jeteu, ochi pe față, jeteu, 2 ochiuri la un loc spre stânga. Ochi pe dos și 5 ochiuri pe față. 2, 3, 4, 5. Acum următoarele 3 rânduri sunt fără model, adică lucrăm un rând pe dos, iarăși rând pe față, rând pe dos, fără model și abia la al patrulea rând, iarăși mai repetăm o dată coada de pe un și aceste linii ajurate, 5 ochiuri. Nu uitați de butoniere să vă calculați, să vedeți cam la ce distanță veți lucra următoare butonieră și veți lucra astfel. Ochi de margine, da? Următoarele 2 ochiuri la un loc și apoi un jeteu. Și asta va fi următoarea voastră butonieră. Acum mă uit cam la câți centimetri voi face eu următoarea mea butonieră. Așa. Fiecare butonieră voi lucra aproximativ la 10 cm distanță. Adică după prima butonieră voi măsura cam 10 cm și voi lucra următoarea și voi avea în total 4 butoniere.
Voi lucra în înălțimi vreo 35 sau 36 cm, apoi revin cu următoarele detalii. Așa, eu am lucrat 34 cm în înălțime, 17 repetări în model, acum sunt curând pe față, unde ar trebui să-l fac pe al 18-lea. La butonierii sau cum îi spun eu, cheutori, am 4, 1, 2, 3 și al 4-lea. Și va trebui să începem să lucrăm decolteul și peste câteva rânduri va trebui să unim și mânecile. Acum, de la partea artistică, să trecem puțin la matematic să calculăm câte ochiuri avem, cum facem scăderile, la câte rânduri și tot așa mai departe. Eu aici mai am alte calcule, aici am trecut ceva mai curat. Așa, aici am mânica, am stabilit că mânica o voi face de 70 ochiuri. Iar partea din față, da, are 55 de ochiuri și pentru răscruiala de sub braț, aici vom uni mânica și cu partea din față sau cu corpul bluzii, da, vom mai adăuga, vom lăsa câte 6 ochiuri, adică 3 din partea din față, 3 din partea din stânga și 6 de la mânică. Așa. Acum, știind că vom lucra decolteul și totodată raglanul, da? Acum aceste două linii va trebui undeva să se unească și eu va trebui să am atâtea ochiuri la decolteu, cât și la raglan, încât să-mi ajung ochiurile de pe ambele părți. Aici am așa, 70 de ochiuri împărțit la două părți, adică eu vreau să calculez cât am pe o parte la o linie a raglanului. Am 70 împărțit la 2, am 35 de ochiuri. Lăsând 3 ochiuri la răscruiala la mânici, la sub braț, vom rămâne cu 32 de ochiuri. Da? Acum, dintre aceste 32 de ochiuri, va trebui să lăsăm și pentru aici sus, da? Vom rămâne cu câteva ochiuri. Din partea din față vom scădea toate ochiurile, dar din mânică va trebui să rămânem cu câteva ochiuri. Și am stabilit eu că voi rămâne cu 14 ochiuri, adică 7 ochiuri de fiecare parte. Și astfel voi rămâne cu minus 7 ochiuri din partea din față, 7 ochiuri, voi rămâne cu 25 ochiuri, da? Deci, va trebui să am suficient ochiuri. Aici scad 25 și de aici va trebui la fel să am 25. Acum, aceste 52 de ochiuri, da, le împart iarăși la 2 și nu mai am 25, ci am 26 de ochiuri, da? 26. Deci, va trebui o scădere să o efectuez fără să ating mânica. Adică vom lucra o scădere din corpul bluzii, un rând pe dos, iar la următorul rând pe față, sau chiar și două rânduri vom mai lucra, vom uni mânica și vom începe scăderile. Din aceste 25 de ochiuri și din corpul mânicii vom lua câte un ochi, bineînțeles, pentru linia raglan, dar asta nu schimbă cu nimic numărul de ochiuri, da? Deci, scăderile vor rămâne la fel. Acum, știind că eu va trebui să scad întâi din corpul bluzii, apoi să adaugă mânica, vom lucra după ce am lucrat această butonieră sau cheutoare, vom începe scăderile pentru decolteu, da? Și haideți să vedem cum lucrăm. Așa, pentru a lucra decolteu, eu voi lucra astfel. Ochi de margine se ne-a lucrat, apoi un ochi pe față și următoarele două ochiuri le vom lua de la dreapta spre stânga și astfel vom lucra tot timpul scăderile de la decolteu
din dreapta spre stânga și partea dreaptă din stânga spre dreapta, da? Apoi la decolteu vom lucra altfel, la raglan vom lucra altfel. Aici avem modelul care se lucrează așa cum vine și lucrăm toate ochiurile până ajungem la ultimele 3-4 ochiuri, 4 ochiuri din partea dreaptă. Așa, eu am lucrat modelul, am rămas cu aceste 5 ochiuri, mai lucrez un ochi pe față și apoi rămân cu 4 ochiuri. 2 ochiuri pentru scăderi le întorc, ceea ce am spus, luăm de la dreapta, de la stânga spre dreapta, 2 ochiuri la un loc, apoi ochi pe față și ochi de margine. Lucrăm rândul pe dos. Dacă aveți nevoie de încă un rând cu scăderi, dacă aveți mai multe ochiuri decât mine și aveți mai multe ochiuri în partea din față decât la mânică, da? Pentru a egala aceste scăderi, v-am spus. Atunci mai lucrați un rând cu scăderi și la următorul vom uni mânicile. Iar dacă lucrați după datele mele, după numărătoarea mea, atunci lăsăm lucrul deoparte și începem să lucrăm mânica. Așa, eu am lucrat o mânică și imediat vom începe și să lucrăm împreună cealaltă mânică. Deci, ochiurile le-am montat simplu, cu metoda clasică, am lucrat manșeta, apoi am înmulțit ochiurile și am lucrat în sus, doar pe față, circular, am mai în jur de 45 metri lucrați. La fel vom proceda și cu cealaltă mânică și imediat vom lucra. Vom începe cu andrele pentru șosete. Așa, cu metoda clasică vom monta pendrele pentru șosete 40 de ochiuri plus un ochi care vom uni lucrul în cerc. Deci, lucrăm, montăm pe fiecare andrea câte 10 ochiuri, pe ultima vom monta 11, deci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Și astfel vom monta pe toate andrele. Așa. Ultima andrea. Pe ultima andrea avem 11 ochiuri. Și luăm primul ochi montat. Iar ochiul care este în plus, adică al 11-lea, îl trecem peste și trecem înapoi primul ochi pe andrea. Strângem ochiul și începem să lucrăm elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos. Lucrăm astfel manșeta mânicii până la dimensiunea dorită. Uite, așa lucrăm noi, pur și simplu, elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos. Noi mai complicăm cu marginea, cu metoda italiană sau nu, asta rămâne la decizie voastră, cu care metodă montați ochiurile. Așa, lucrăm manșeta, vă spun imediat cât. Vreo 22 de ochiuri, rânduri, da? Aproximativ 7 cm jumătate eu am, da? Dacă doriți să o faceți și mai lungă, puteți să o faceți și mai lungă sau mai scurt, asta rămâne, v-am spus, la decizia voastră. Lucrăm manșeta, apoi trecem la înmulțiri și vă revin cu alte detalii. Așa, elastic l-am lucrat. Acum vom efectua înmulțiri și vom înmulți ochiurile necesare în două etape, iar înainte de a începe înmulțirile vom lucra doar un rând pe față. Toate ochiurile vom lucra pe față.
Și apoi trecem la înmulțiri. Deci lucrăm până la captul rândului. Așa, după ce am lucrat rând în față, v-am spus, trecem la prima etapă de înmulțiri. Lucrăm două ochiuri simple pe față și un ochi îl ridicăm, da? Ridicăm un fier din rândul anterior și îl lucrăm răsucit din față. Uite așa. Asta este o înmulțire, da? Și la fiecare două ochiuri, unul ridicăm și îl lucrăm răsucit. Astfel, din 40 de ochiuri, vom obține 60 de ochiuri. Da? Lucrăm astfel tot rândul. Înmulțim după fiecare două ochiuri. Da? Așa, sunt cam la ultimele ochiuri. Mai am aici un ochi de înmulțit, două ochiuri pe față și ultimul ochi iar și-l ridic, pentru că eu am început cu două ochiuri pe față și ultimul ar trebui să fie ochi înmulțit. Așa, eu nu-l mai număr pentru că știu sigur că am înmulțit la fiecare două ochiuri, am 60 ochiuri. Acum mai am nevoie de 10 ochiuri să mai adaug. Cele 60 de ochiuri le împărțesc la 10 ochiuri care trebuie să le mai înmulțesc și odată la 6 ochiuri mai adaug câte un ochi. Deci, lucrăm 6 ochiuri pe față. 2, 3, 4, 5, 6 și ridicăm iarăși un ochi și lucrăm răsucit. Iarăși lucrăm 1, 2, 3, 4, 5, 6 și putem să ridicăm și un ochi din rândul anterior pe față, apoi lucrăm ochiul, următorul ochi pe față. 2 și deci sunt mai multe metode de a înmulți ochiurile. Voi alegeți care vă place vă mai mult. 3, 4, 5, 6, da? Și putem ridica un ochi din rândul anterior, din ochi pe față. Îl lucrăm și iarăși. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iarăși înmulțim și până ajungem la captul rândului. Așa, acum luăm andreile de 4,5, trecem lucru pe andreile circulare și vom lucra în continuare până la dimensiunea necesară. Da? Eu trec pur și simplu pe andreile mai mari și voi lucra în continuare. Cred că am măsurat peste 40 cm, dar voi veți lucra imediat, măsurăm. Da. 43-44 cm, da? Atât am lucrat eu, 40, dacă mai întind puțin 44, dacă îl mai întind așa este 43, deci cam atât. Un centimetru mai puțin sau mai mult, asta nu e mare diferență. Deci lucrăm până la înălțimea dorit. Așa, am lucrat ambele mânici. Lungimea este 43 cm, iar în rânduri am numărat câte 90 de rânduri. Așa, acum am ajuns în captul rândului, am rupt firul, am lăsat vreo 15-20 cm firul și am luat 6 ochiuri pe un fir ajutător. Uite așa. Pe ambele andrile. Da, de la ambele mânici. Așa, dăm la o parte și luăm corpul cardiganului. Așa, aici am împărțit lucru, da, am împărțit spatele și față.
Pentru față am lăsat câte 55 ochiuri, indiferent că deja am, aici am lucrat cu o scădere. În partea dreaptă și în partea stângă am lucrat câte o scădere, am scăzut de 2 ochiuri. La fel am lăsat cel 55 ochiuri, deoarece știm cu toți că în față avem nevoie de mai multe ochiuri. Așa, acum voi lucra cu modelul cum vine, voi efectua scădere, iar aici. Voi lucra un ochi pe față. Haideți să începem împreună. Deci, primul ochi de margine nu se lucrează, apoi lucrăm un ochi pe față și următoarele două ochiuri la un loc. Da? Apoi lucrăm modelul așa cum vine. La mine lucrez ochiurile pe față, iar ochiurile pe dos, pe dos. Și lucrez astfel până ajung la 3 ochiuri înaintea marcatorului. Da? Pentru că vom scoate și de la sub braț cât 6 ochiuri, da? Pe un fir ajutător, deci din dreapta marcatorului voi lua 3 și din stânga iarăși 3. Așa, am ajuns la cele 3 ochiuri înaintea marcatorului, cu ajutorul unui ac și un fir de altă culoare, voi lua aceste 3 ochiuri până la marcator. Apoi scoatem marcatorul, mai avem nevoie de el, și mai luăm încă 3. Deci, în total am 6. Vom lega pur și simplu ca să nu pierdem ochiurile. Da? Tăiem firul. Așa. Acum, vom atașa prima mânică. Luăm mânica. Va trebui să unim latura sub braț, da? În cele 6 ochiuri, cu celelalte 6 ochiuri de la mânică. Iar acum, cu Andreaua, voi continua să lucrez ochiurile de la mânică, de pe această Andreea. Voi scăpa de o Andreea. Și voi trece mânica pe Andreele principale, cu care lucrez acum corpul jachetii sau cardiganului. Pur și simplu lucrăm cu ochiuri pe față, trecând de pe Andreaua scurtă pe Andreaua lungă. Uite, astfel lucrăm toate ochiurile până ajungem la Andreaua principală. Așa, sunt la ultimele ochiuri ale mânicii. Gata, am scăpat de Andreea. Acum continuu să lucrez cu ochiuri pe față, corpul cardiganul, adică spatele. Și lucrez la fel ochiurile toate pe față, până ajung la 3 ochiuri înainte marcatorului ca să atașăm și cealaltă mânică. Da? Deja o mânică este atașată. Nu am efectuat scădere în acest rând. La următorul rând pe față vom efectua scădere, vom împărți liniile raglanului, dar deocamdată în acest rând am scăzut doar partea din față pentru decolteu și atașăm mânicile. Deci lucrăm iarăși cu ochiul pe față până la 3 ochiuri înainte de marcator. Iarăși am ajuns aproape de marcator, deci avem 3 ochiuri înainte de marcatorul, le scoatem pe un ac. Scoatem marcatorul, după marcator luăm iarăși 3 ochiuri. În total sunt 6 ochiuri. Legăm aceste ochiuri. Așa. Iar acum luăm cealaltă mânică. Și suprapunem aceste laturi, da, cu ochiurile în așteptare, da? Și vom continua să lucrăm ochiurile mânicii,
Da? Luăm ochile mâncii și le trecem pe andreaua de bază cu care lucrăm noi acum. Cardigan nostru. Lucrăm ochiurile pe față, apoi vom trece la cealaltă jumătate a părții din față. Nu uităm că acolo mai avem de efectuat o scădere și de acum încolo, la fiecare rând pe față, vom efectua scăderi atât la decolteu, cât și la liniile raglanului. Lucrăm cu ochiurile pe față până ajungem la linie, la andreaua principală. Am terminat toate ochiurile mânicii, iar acum continui să lucrez ochiurile părții din față. Lucrăm până ajungem la ultimele patru ochiuri, unde vă voi arăta cum lucrăm acolo. Am ajuns la ultimele patru ochiuri, acum schimbăm ochiurile, îndreptăm. Și luăm de două ochiuri de la stânga spre dreapta și ultimele două ochiuri lucrăm pe față, adică ochi pe față și apoi ochi de margine. Întoarcem lucru pe dos și lucrăm toate ochiurile așa cum vine. Vom lucra aici, avem și mai multe ochiuri, deja am atașat mânicile, iar la următorul rând vom împărți ochiurile pentru liniile raglanului și vom începe scăderile raglanului. Așa, acum, după ce am atașat mânicile, punem marcatorii pentru a vedea unde sunt liniile raglanului și eu am lăsat un ochi din partea din față și un ochi de la mânică, da? Fiecare linie a raglanului are câte două ochiuri. Partea din spate, iarăși, aici ne s-a unit mânica și cu spatele. Am lăsat un ochi din mânică și un ochi din spatele locului. La fel am procedat și la mânica dreaptă. Am un ochi din mânică și un ochi din partea din față. Iar în spate, la fel. Acum, vom efectua scăderea atât la partea din față, cât și la liniile raglanului. Vom avea scăderi înainte și după linia raglanului. La fiecare rând pe față. În față, iarăși începem cu ochi de margine nelucrat, ochi pe față, apoi două ochiuri la un loc spre stânga. Observăm că încet, încet această linie se suprapune, adică trece peste model, tai modelul. Și la un moment dat nu vom mai avea model, deoarece vom efectua scăderi. Acum mai lucrăm modelul cât se mai poate. Eu lucrez modelul și voi lucra până la două ochiuri înainte de marcator. Da? Lucrăm ochiurile așa cum vin, dacă le aveți cu model sau fără, până la două ochiuri înainte de marcator. Am ajuns la două ochiuri înainte de marcator. Pur și simplu, înainte de marcator, luăm două ochiuri la un loc spre stânga, mutăm marcatorul, două ochiuri pe față, linia raglanului, iarăși mutăm marcatorul, iarăși ochiurile după marcator, le vom lua de la stânga la dreapta, la un loc. Lucrăm ochiurile mânicii până ajungem iarăși două ochiuri înainte marcator. Unde vom efectua la fel scăderi. Așa, am scăzut ochiurile din față. Ultimul ochi l-am luat din linia raglanului, da, am luat împreună cu ochiul din față. În față am scăzut de vreo 4 ori, odată la 2 rânduri, apoi am trecut să scad odată la 4 rânduri, da, decolteu,
iar la mânici am scăzut atât în față cât și în spate și chiar și la partea din spate am scăzut odată la două rânduri, cum v-am spus. Ultimele patru rânduri am lucrat doar cu scăderile din spate, partea din spate și din față, iar la mânici nu am lucrat scăderi și am rămas cu câte 10 ochiuri. Se putea lucra și să rămân cu mai puțini ochiuri, însă am dorit să rămân așa. Acum va trebui să coasem la sub braț ochiurile lăsate, da, pe firul ajutător. Eu la o mânică deja am cusut. Cu metoda clasică, eu v-am mai arătat în alt tutorial, iar acum vom coase împreună aici, da? Deci, în primul rând vom lua ochiurile de pe firul ajutător, le vom trece pe niște andrele. Eu la cealaltă mânică am folosit andrele cu fier, însă aici mă vor încurca și va fi greu să filmez. De ce? Voi culege ochiurile pur și simplu pe andrele pentru ciorapi, se poate folosi și andrele mai subțiri, chiar nu contează mărimea andrelilor. Pur și simplu puteți le luați chiar și pe niște aci din astea de plastic pentru tricotaj. Le culegem și apoi vom începe să coasem ochiurile. Așa, firele ajutătoare pur și simplu le tăiem și le scoatem. Nu mai avem nevoie de ele. Și acum eu am întors lucru cu firul din partea dreaptă, da? Din dreapta spre stânga voi coase. Și acum urmăresc aceste ochiuri. Dacă încep scos de aici, da? De unde este firul, atunci voi obține o gaură aici și nu arată destul de bine. De aceea urmăresc firul de unde vine și iau un ochi din rândul anterior și le iau din dos. Da? Așa. Voi lua doar această latură din spate și voi scoate prin primul ochi de pe andreaua din față. Acum urmăresc iarăși un ochi, o latură, da? O latură de la un ochi. O introduc de deasupra spre interior, iar din interior spre exterior iau primul ochi de pe andreaua dinspre mine. Strâng puțin firul, dar nu strâng prea tare, pentru că va trebui să calculați cam aceeași dimensiune a ochiurilor care le-ați lucrat. Acum ne întoarcem la andreaua dinspre, hai să spunem, dinspre geam și iau ochiul din exterior spre interior, apoi din interior spre exterior și iar strâng firul. Mă întorc spre andreaua, la andreaua dinspre mine, iar și introduc ochiul, acul în ochiul de pe Andreea și totodată scot. Deci în fiecare ochi, de două ori trebuie să introducem acul. Și iarăși strângem. Dar strângem nu prea tare. Iarăși introducem din exterior în interior, iar din următorul ochi, din interior spre exterior. Mergem cu acul în zigzag. Când am înțepat a doua oară cu acul în ochi, atunci ochiul îl scoatem de pe Andreea aici. Am agățat un fir. Așa. Iarăși urmărim tensiunea firului și uite așa vom coase ochi cu ochi. Acest este de-alea a doua oară în acest ochi și următorul ochi. Mergem în zigzag cu acul
Și acum, la fel procedăm și în partea stângă, da? Deci, urmărim unde este ochiul, ultimul ochi, da? Introducem a doua oară în acest ochi și luăm o latură din ochiul de alături. Iarăși, aici a doua oară înțepăm și înțepăm a doua oară. Poftim! Am strâns ochiurile, am cusut, sunt cusute foarte frumos. Așa, acum trecem la partea mai interesantă, cu croșetă, da? Am ales o croșetă din numărul 2 și voi lucra un rând cu picioruș scurt pe marginea din față, toată, după care voi trece la model. Ce model am ales? Eu am ales ceva pe internet și am făcut câteva încercări. Prima mea încercare e după o schemă, da? Am găsit o schemă și mi-a ieșit cam așa ceva. Deci nu mi-a plăcut deloc. În primul rând este prea ajurată, prea mare și am încercat ceva picioruși mai scurti. La a doua încercare era aproape ceea ce îmi doream eu, însă marginea se ondula deoarece am lucrat după fiecare zincișor, fiecare colțișor, am mai lucrat și un picioruș scurt, iar ultima mea încercare, ia uitați-vă cum arată. Îmi place destul, nespus de mult și cred că rămâne această variantă. Deci, schemă nu am, am lucrat așa, după ureche, da? Deci, prin văzut, prin auzit, am lucrat. Doar că avem nevoie, da, de primul rând, de picioruș scurt. Aici am lucrat fără picioruș scurt și uitați-vă cum arată. Arată destul de rău. Haideți să lucrăm acum și vom lucra fiecă din fiecare ochi de margine. Vom lucra două picioruși scurte sau luăm o latură a ochiului de margine și o latură a primului ochi tricotat. Deci acest ochi, da, primul ochi, se lucrează de două ori în timp ce ochiul de margine se lucrează doar o dată. Și lucrăm astfel. Căutăm primul ochi. Înțepăm croșeta. Așa. Acest capăt, da, care am început, îl vom ascunde parcursul lucrului. Și v-am spus, în fiecare ochi vom înțepa odată croșeta, zic cum am obișnuit. Deci eu iau o latură acestui ochi și o latură a ochiului de margine. Da? Totodată ascund fierul și pur și simplu lucrez. Următorul meu ochi este acesta, iar ochiul de margine este același, da? Iarăși, următorul ochi. Și hai să lăsăm firul ăsta, că l-ascund eu după aceea. Nu ne încurcăm. Deci, următorul ochi și ochiul de margine. Piciorul scurt. Următorul meu ochi, dar ochiul de margine este același. Sau pur și simplu luați ochiul de margine și lucrați câte două picioruși în fiecare ochi, da? E același lucru. Deci cum vă place vouă mai mult? Ia uitați. Eu voi strica acolo unde am început. Da? Important să nu lucrați mai mulți ochiuri decât eu voi obține cam așa ceva. Da? Lucrăm de jur împrejur până și la gât aici. Da? Până ajungem la capăt, apoi vom începe modelul. Așa arată marginea mea. Iar acum voi trece la al doilea rând, unde vom forma aceste evantai. Eu am pus deja niște marcatoare
Am numărat câte ochiuri am nevoie pentru o repetare de model și o repetare de model este format din 13 ochiuri. Deci aici, unde sunt marcatoarele, vor fi, de aici vor porni aceste evantaici, va fi mijlocul, da? La început am lăsat 8 ochiuri, între al 9-lea ochi am pus un marcator pentru că vreau ca aceste evantaie să fie simetric atât pe o parte cât și pe cealaltă. De aceea nu lucrez după ochi, ci voi pune marcatoare. Deci, număr 8 ochiuri, 2, 4, 6, 8 și între al 9-lea pun un marcator. Apoi, număr câte 12 ochiuri între aceste evantaie, da? 2, 4, 6, 8, 10, 12 și între al 13-lea punem un marcator. Fie că puneți marcatoare nase sau fire de altă culoare, eu mai înainte puneam fire 2, 4, 6, 8, 10, 12 și al 13-lea pun un fir de altă culoare. Uite așa. Chiar nici nu-l leg. 2, 4, 6, 8, 10, 12 și al 13-lea ochi. Astfel, în partea din față, am 12 marcatoare, da? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mi-a ajuns până la linia raglanului. Așa, la fel am procedat și cu partea dreaptă. Am pus 12 marcatoare. Iar acum ne rămâne să punem partea din spate. Așa, partea din spate, la fel vom număra și vom pune, mie mi iese încă 5 repetări de model, partea din spate, doar că am un ochi mai puțin. Nu contează pentru că oricum aceste evantaie în partea din spate le voi face mai mici, le voi face de 8 ochiuri, nu de 10 ochiuri, până mai târziu marcatoarele, dar vă arăt de ce. Așa. Evantaiele noastre vor veni cam așa. Da? Aici partea din față arată foarte bine, adică se așează cum vreau eu. Iar când ajung aici pe umăr, da, evantaiele mele au tendința de a se ridica pe gât, da, stau în sus, exact ca un evantai. Eu nu vreau chestia asta, eu vreau ca evantaiele mele să se așeze frumos pe gât. De aceea, aceste evantaie de pe gât le voi face din 8 ochiuri, nu din 10, ca și celelalte din față. Adică, la fel voi pune marcatoare după fiecare 12 ochiuri. La al 13-lea pun marcator, iar atunci când voi face aceste ochiuri pentru a forma evantaiul, aceste piciorușe, da? Piciorușe duble, voi face câte 8, nu câte 10. Deci eu pun marcatoarele și în partea din spate și începem să formăm evantaiele. Așa, evantaiele voi începe iarăși pe partea de față. Eu am rupt fierul și voi începe iarăși pe partea de față să lucrez primul rând. Uite așa arată evantaiele noastre, partea de față. Și voi înțepa croșeta în primul ochi de margine. Voi lucra un picioruș scurt, apoi lucrez 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 2 ochiuri le las nelucrate, între al 3-lea înțep croșeta și fac un picioruș scurt, apoi iarăși 1, 2, 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț, de fapt, v-am spus, cu croșeta nu sunt as. Și acum vom lucra
10 picioroșii duble în acest oi unde a fost marcatorul. Scoatem marcatorul și lucrăm 10 picioroșii duble. 1, 2, 3, 4, 5, am lucrat 10, acum numărăm 4 ochiuri, le lăsăm nelucrate, 1, 2, 3, 4, într-al 5-lea, înțepăm croșeta, lucrăm un picioruș scurt și apoi lucrăm 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, lăsăm 2 ochiuri nelucrate, într-al 3-lea înțepăm croșeta și lucrăm un picioruș scurt, iarăși 3 ochiuri de lanț, 2, 3, și lucrăm iarăși acolo unde avem marcatorul, iarăși 10 picioroșii duble. Observăm că între acest picioroș scurt, da, avem 1, 2, 3, 4 ochiuri nelucrate. Iarăși după marcator avem 4 ochiuri nelucrate. Așa, am terminat primul, al doilea rând, da, am lucrat aceste evantaie. Acum lucrăm 2 ochiuri de lanț. Întoarcem lucrul pe dos și în acest arc de 3 ochiuri, da, vom lucra un picioruș simplu, iar apoi în aceste evantaie vom lucra iarăși 10 picioruși duble, însă toate vor fi separate de câte un ochi de lanț, adică un picioruș dublu, ochi de lanț, al doilea, picioruș dublu, ochi de lanț. Al treilea, ochi de lanț și tot așa până le vom lucra toate 10. Iar partea de sus la gât vom avea câte 8 piciorușe. Da? Evantaiele sunt partea din spate mai mici, după cum v-am spus. Și lucrăm toate aceste 10 piciorușe duble. După ce am lucrat aceste 10 piciorușe duble, unim pur și simplu cu un picioruș scurt în acest arc de 3 ochiuri dintre aceste evantai, da? Și apoi iarăși procedăm la fel cu următorul evantai, 10 piciorușe duble separate cu câte un ochi de lanț și apoi aceste evantai sunt unite cu un picioruș scurt în arcul de 3 ochiuri de lanț. V-am spus, în partea din spate lucrăm 8 piciorușe duble, evantaiele sunt mai mici. Așa, am ajuns la capătul rândului, am lucrat și ultimul picioruș dublu din ultimul evantai, unesc acest picioruș în acest arc, în ultimul arc. Și mai lucrez un picioruș scurt. Întorc lucrul pe față. De acum încolo vom lucra picouri, zimțișori, cum doriți să-i spuneți. La fiecare evantai vom lucra câte 8 zimțișori. Partea din spate vom lucra 6 și iar pentru a lucra începutul rândului eu voi lucra 9 zimțișori deoarece vreau chiar din primul să-i fac un zimțișor, apoi aici unde se unesc aceste evantai al 9-ul, al 10-lea nu-l voi lucra, hai să lucrăm împreună. Deci introduc în primul picioruș dublu croșeta și lucrez un picioruș scurt. Fiecare picou se lucrează din 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 și introducem croșeta în același ochi. Unind aceste ochiuri de lanț cu un picioruș scurt.
Apoi în următorul picioruș, iarăși lucrăm un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, întoarcem înapoi croșeta și începem lucrând un picioruș scurt. Astfel vom lucra, v-am spus, la fiecare evantai câte 8 picouri, iar aici, ca să-mi iasă marginea bine, i-am făcut și al 9-lea. Deci am făcut chiar din prim. Hai să vedem. Ajungem până la penultimul picioruș dublu. Așa. Uite, așa arată zincișorii noștri. Acum unim între aceste două evantai. Nu lucrăm picioruș scurt, ci pur și simplu trecem ochi prin ultimul ochi a primului evantai și acum urmărim primul picioruș dublu, nu lucrăm, ci introducem croșeta într-al doilea picioruș și lucrăm primul picou. 2, 3. Într-al doilea picioruș. 1, 2, 3. Astfel vom lucra ultimul rând. 3. Iar apoi vom bloca, bineînțeles, cu abur sau pur și simplu spălăm și punem la blocat. Cam așa arată bordura mea croșetată. Evantaile se așează foarte frumos. Chiar și cel din spate, care sunt mai micuțe. Și după cum v-am spus, se așează pe la baza gâtului, așa cum mi-am dorit eu. Am ascuns firele, am trecut cu abur, cu fier de călcat cu abur deasupra cardiganului, încă nu l-am spălat, însă eu pufoșenii de nedescris. Eu sunt foarte mulțumit de rezultat. Abia aștept să-l port, la noi se anunță vreme ploioasă, deci cu siguranță îl voi scoate la primblare. Eu vă mulțumesc pentru că mă urmăriți, sper că v-a fost folos și acest mic tutorial. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, mi-ar fi folos dacă ați distribuit totuși acest tutorial să fie de ajutor și pentru alte doamne care doresc să lucreze. Iar până la următorul tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!